Ședință, doamnelor și domnilor colegi, din ciclul Redeșteptarea poporului român. Astăzi, declarația mea politică se intitulează Demnitatea militară. Atunci când în 1971 am reușit să trec probele de concurs și am devenit elev al actualului Colegiu Militar Național Dimitrie Cantemir de la Breaza, hotărât să fac carieră militară, nu credeam că după 42 de ani de ziua armatei române, voi fi în stradă alături de camarazii mei, veniți din toată țara, acum aflați în rezerva armatei, care mi-au fost șefi, colegi și subordonați. Din anul 2017, cu precădere, militarul român este batjocorit continuu. Se întreabă cineva popor român ce simte un militar care, în fiecare an, declară în scris că nu a comis fapte incompatibile cu onoarea și cu demnitatea sa, să fie comandat de un individ care este dovedit de instanțele de judecată pentru că a făcut fals în declarații și care, atunci când era în cea mai înaltă poziție în stat, și-a zmuțit ciracii pe cei care nu au drepturi, ci obligații asumate prin jurământ militar și care, cu arma la picior 24 de ore din 24 de ore, sunt în măsură să o apere România chiar cu prețul vieții? Popor român, dacă admiți ca aceia care sunt îmbrăcați în uniforma neamului tău să fie batjocoriți, înseamnă că îți meriți soarta. Acum și aici, de la această înaltă tribună, urez la mulți ani cu sănătate tuturor celor care au fost, sunt și vor fi militari activi ai glorioasei armate române. Deputat de Buzău, Nicolae N. Roman. Mulțumesc!